Cea de-a noua ediție a tradiționale expoziții și a bursei de ovine Țurcana, care se organizează anual la Costești, va avea loc la finele acestei săptămâni, mai exact, duminică 29 septembrie. Manifestarea este organizată de către Asociația Crescătorilor de Ovine Dacia, în parteneriat cu Primăria Comunei Orăștioara de Sus și Direcția Agricolă Hunedoara. Organizatorii așteaptă în acest an la eveniment peste 120 de participanți. În cadrul manifestării, care debutează la ora 10, va avea loc atât o bursă de ovine cu premii pentru proprietarii celor mai frumoase țurcane, cât și un târg al produselor de profil. Hunedorenii sunt invitați să guste tradiționalul balmoș ori să cumpere produse tradiționale de la stână. La sfârșitul bursei va fi organizat un spectacol folcloric cu interpreți îndrăgiți ca Elena Merișoreanu, Puiu Codreanu, Mariana Angel sau Lena Miclăuș. Ministerul Educației a stabilit calendarul examenelor naționale pentru anul școlar 2013-2014. Astfel, elevii hunedoreni din anii terminali de liceu vor intra în febra examenului de bacalaureat în data de 10 iunie, iar cei din clasele a 8-a vor susține examenul de capacitate în perioada 23-25 iunie. Elevii din clasele a 12-a vor încheia cursurile în data de 30 mai, iar înscrierile pentru prima sesiune de BAC se vor face în perioada 26-30 mai. Primele rezultate se vor afișa în data de 7 iulie, iar cele de după contestații vor fi publicate în data de 11 iulie. Elevii de clasa a 8-a vor încheia cursurile în data de 13 iunie, iar după 3 zile, în perioada 16-18 iunie, vor putea să se înscrie pentru susținerea probelor din cadrul evaluării naționale. Primele rezultate vor fi afișate în 27 iunie, iar în 1 iulie absolvenții claselor a 8-a își vor afla notele finale. La fel ca și sesiunea trecută, și de această dată și cei care vor susține examenele naționale vor fi supravegheați video. Hunedorenii sunt invitați sâmbătă la cea de-a patra ediție a celei mai ample campanii de ecologizare din România, Let's Do It România. Campania își propune ca într-o singură zi să curețe deșeurile din toată țara, generate de oameni în arealele naturale. Potrivit organizatorilor, Ziua de Curățenie Națională se va desfășura după un program stabilit împreună cu coordonatorii echipelor de voluntari din toate județele implicate. Acțiunea de curățenie se va desfășura în întreaga țară între orele 8 și 16. Informații despre campanie se găsesc pe site-ul oficial letsduitromania.ro.